Johnny Depp pierde soție după soție, dar câștigă o sosie. Brazilianul Tom Pacheco face o grămadă de bani la Amsterdam în rolul Jack Sparrow. Povestea a început în 2016, când lumea îl confunda pe Tom cu actorul celebru, pentru că semănau foarte tare, seamănă foarte tare. Atunci Tom s-a gândit să-l interpreteze pe Jack Sparrow din Pirații din Caraibe. Astăzi și-a spus povestea într-un interviu în exclusivitate pentru Aleph News. Everything changed in my life. I start to buy stuff, to prepare myself, to look more like Jack Sparrow. This DJ from Brazil asked me and invite me to record a song about Jackie. And that was for me the best things can happen in last year for me. Romania, I love you. Aleph News, thank you very much for this beautiful interview. Mulțumim, Irina, de fapt, să spunem adevărul, tu ești cea care îl cunoaște, tu l-ai văzut, tu l-ai întâlnit și ne-ai spus de această poveste, aproape că nu te-am crezut, dar arată bine, seamănă foarte bine cu Johnny Depp. Seamănă foarte bine și e un actor bun, adică reușește foarte deep bine în să, rol. Să intre în rol. Da, foarte, foarte frumoasă poveste, e un tip foarte prietenos, încă din prima zi ne-a primit în casa lui, a fost foarte deschis și am păstrat legătura după 3 ani de zile deja. Acum 32 de ani, să știi că mai mulți oameni l-au urât pe un cetățean care se numea Pacheco, care a eliminat Steaua în a doua finală a Cupei Campionilor, se întâmpla în 1988.